În această săptămână, CSM Reșița s-a reunit pentru noul sezon sub comanda antrenorului Flaviu Stoican. Lotul a suferit câteva schimbări, singura pierdere notabilă fiind a golgheterului din ultimul sezon, Marian Drăghicescu. Antrenorul Flaviu Stoican a vorbit despre ultimele transferuri, pregătirea echipei care va avea loc în această săptămână la baza din Valea Domanului, despre următoarele meciuri amicale, dar și despre noutățile din Lont, spunând că se bazează în mare parte pe lotul cu care s-a încheiat campionatul. Câteva transferuri care vrem să aducă un plus, mai ales că suntem sau vom fi lipsiți de aportul lui Drăghiceanu, unul dintre cei mai importanti jucători ai noștri și un jucător foarte important pentru campionatul Ligii a doua, și atunci trebuie să fim foarte atenți ce vom pune în schimb. De aceea am ales un jucător care încă nu este 100% al nostru, dar în schimb el și-a luat acordul și va fi prezent la antrenamentele noastre, și mă refer la Haitu, un jucător talentat, un jucător tehnic. De aceea l-am adus și pe Marius Ciu, un jucător care am lucrat, un jucător care îl cunoaște, are un potențial enorm, sper să-l arate pe teren. Iar în linia defensivă am optat pentru Bocșan, un jucător puternic, un fundaș central care cu siguranță se va bate pentru un post de titular. Vom încerca să mai aducem și pe partea ofensivă, și mă refer la un atacant sau un jucător ofensiv, pentru că avem mare nevoie acolo. La rândul său, președintele clubului din Valea Domanului, Cristian Bobar, a precizat că CSM Reșița are un nou obiectiv, calificarea în play-off, în condițiile în care echipa va avea și drept de promovare în stagiunea care urmează. Bobar a precizat că au fost depuse actele necesare la Federația Română de Fotbal în vederea obținerii dreptului de promovare. Eu sunt optimist, am rămas cu majoritatea lotului de anul trecut. Ei au făcut o figură frumoasă și ne dă speranțe pe viitor. Avem și trei noutăți, e vorba de Cioiu, de Haită, care în principiu 90% este la noi, dar așteptăm acordul de la Farul Constanța, el este jucătorul lui Giga Hagi. Și îl mai avem pe Bocșan. Bocșan, un jucător capitan de la Poli Timișoara, fundaș central, are o talie impresionantă, sper să fie util echipei. Mai sunt jucători în probe, săptămâna asta îi va vedea Flavius și vom vedea care vor rămâne și care vor pleca la alt club. Deci, ultima dată a fost la Botoșani, Haită FC Argeș și Bocșan, cum a spus mai devreme, la Poli Timișoara. Sunt 30 de jucători, lotul pentru cantonament probabil va fi de 25. Deci vor fi bătaie pe locuri. Fiecare jucător trebuie să-și câștige locul. Vor fi și două meciuri amicale. Unul va fi cu FC-ul Craiova în data de 11 și mai căutăm încă un meci amical cu încă o echipă de care, eu știu, avem nevoie de meciuri, să vedem lotul clar pentru Rocla. Eu știu, pe plan administrativ nu a fost vacanță anul acesta. Am lucrat foarte mult la schimbarea statutului. S-a depus actele la federație, se pare că suntem în regulă și de la anul vom avea, de fapt din acest campionat, vom avea drept de promovare. A fost o muncă făcută într-un timp foarte scurt, documente foarte, foarte multe, n-a fost deloc ușor, dar felicit juriștii și echipa cu care am lucrat, pentru că s-au mișcat foarte, foarte bine întreg stafful de la club. Viitorul cantonament al rosonerilor va fi în Slovenia în perioada 15-27 iulie la Rogla, ca și anul trecut, pentru că acolo sunt condiții foarte bune și terenuri de antrenament. În Slovenia, rosonerii au deja stabilite două meciuri amicale, unul cu echipa lui Contra din Arabia Saudită, iar al doilea tot cu o formație din aceeași țară. În plus, conform lui Cristian Bobar, rosonerii vor mai avea încă trei jocuri care vor fi stabilite ulterior.